Bună seara și bun găsit la Actual Regional. Sirius Animal Rescue împlinește 7 ani. 7 ani de când o mână de oameni își dedică timpul pentru salvarea și bunăstarea animalelor. Vorbim despre acest subiect în această seară, despre realizări, provocări și cum este relația cu autoritățile publice. Alături de mine în platou se află doamna Ana Maria Nemes, vicepreședintele Asociației Sirius Animal Rescue, și doamna Cristina Ghibu, purtător de cuvânt al Federației pentru Drepturile Animalelor Transilvania. Iar prin telefon ni se va alătura și doamna Maria Forna, președinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică din Cluj și consilier județean. Pentru început, vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara! Bună seara și mulțumim pentru invitație! Și la mulți ani, Ana! Mulțumesc! La mulți ani ție și tuturor voluntarilor care vă implicați zilnic să salvați animale și să le găsiți un adăpost. Și știu că munca voastră nu e deloc ușoară. Cum au fost acești 7 ani pentru voi? Dacă ar fi să te uiți din ziua zero până în prezent. Cred că o chestie relevantă pentru toată lumea este să zic că în 7 ani de zile am avut 3 zile libere. Asta înseamnă că toate restul au fost dedicate, aproape 24 din 24, în a oferi suport animalelor care, de fapt, care nu au pe nimeni. Asta înseamnă de cele mai multe ori apeluri telefonice, situații de urgență, situații care necesită intervenția directă, adică efectiv să mergi să vezi despre ce e vorba și să iei animalul din stradă și să-l duci primul drum. De obicei îl facem la cabinetul veterinar, fiindcă de cele mai multe ori animalele pe care le găsim și pentru care suntem apelați se află în stare de pericol, adică între viață și moarte, iar fără intervenția noastră promptă, ele n-ar mai fi. Vedem cu toții atâtea accidente, câini morți, cadavre de pisici peste tot, pe drumurile publice. Asta se datorează lipsei de responsabilitate a oamenilor care dețin animale și care nu reușesc să aibă grijă de ele și probabil că nu știu că avem un număr atât de mare de animale încât 80% din puii fătați în România nu apucă în primul an de viață. De asemenea, știu că una dintre provocări a fost să aveți o relație bună cu autoritățile, până la urmă, pentru că vorbim despre implicarea lor în comunitate, vorbim despre campanii de informare, de educare, mai ales a celor mici, pentru a fi de mici responsabili ca atunci la maturitate să aibă o purtare adecvată față de animale. Cum a fost drumul pentru o colaborare bună cu autoritățile din Cluj? A început cu a ieși din casă și a merge la ușa primăriilor, la ușa Consiliului Județean, a explica ceea ce se întâmplă în teren, a explica fenomenul complex și complet cu care noi ne confruntăm, noi, partea de activiști și de ONG-uri, cu care ne confruntăm și care îl cunoaștem foarte bine, și să le expunem în termeni cât mai clari și corecți și în cifre, care de foarte multe ori se traduc în bugete, adică în bani, în bani publici, care se cheltuie în direcția asta. Și am arătat cu experiența care avem, ne-a fost ușor să arătăm cum se pot duce banii într-o direcție de prevenție, astfel încât cazurile care necesită intervenție să fie cât mai puține. Și alături de noi prin telefon este doamna Maria Forna, președintea TOP. Bună seara și vă mulțumesc pentru intervenție. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Le salut și pe doamnele din platoul dumneavoastră. Știu că aveți o relație apropiată cu Asociația Sirius Animal Rescue și v-ați implicat în ceea ce înseamnă bunăstarea animalelor din județul Cluj. V-aș întreba pentru început când și cum a început colaborarea cu ONG-ul și care a fost parcursul? Ce măsuri ați reușit să luați împreună? Da, practic, colaborarea noastră a început mai bine de 2 ani de zile, în momentul în care practic am demarat implementarea unui program susținut și coerent de gestionare și de ținere sub control a numărului de animale cu și fără stăpân din județul Cluj. Iar prin acest demers am încercat să implicăm și toate entitățile responsabile de siguranța publică și bunăstarea animalelor, pentru că în componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică sunt și instituții care sunt direct implicate în ordinea și siguranța cetățenilor, și aici mă refer la Inspectoratul de Poliție Județean, la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, la Poliția Locală a Municipiului Cluj-Napoca, la, nu știu dacă am omis pe cineva, în fine, este practic un corp consultativ în subordinea Consiliului Județean Cluj, iar în calitate de președinte al acestui corp, împreună cu colegii mei, am sprijinit financiar
proiectul pe care l-am demarat împreună cu Asociația Serious Animal Rescue Cluj, și anume proiect de informare privind obligativitatea sterilizării unor animale de companie. Ce am încercat să facem prin această campanie este să informăm cetățenii cu privire la obligațiile legale pe care le au atunci când își asumă să dețină un animal de companie, și pe de altă parte și amenziile pe care cetățenii le vor suporta în cazul în care animalul de companie nu este sterilizat, microcipat, vaccinat și așa mai departe. Cu această ocazie și cu această ocazie doresc să mulțumesc Asociației Serious Animal Rescue și în special Anei, Mihaelei, Cristinei, dar și tuturor factorilor implicați, pentru că iată că în ultimii 2 ani de zile am reușit cu pași mici, dar foarte important, să aducem în opinia publică, în fața opiniei publice, acest subiect extrem de important, care practic nu face altceva decât să crească gradul de sănătate și siguranță publică la nivelul județului Cluj, și pe de altă parte, așa cum am subliniat, cetățenii să fie informați cu privire la obligațiile pe care le au atunci când dețin un animal de companie. Momentan, toate sau aproape toate animalele sunt preluate de pe străzi, de asociații, de ONG-uri care le duc în adăposturile proprii. Ce ar trebui să facă și Consiliul Județean pentru a avea un adăpost multispecie să vină în sprijinul ONG-urilor care de multe ori sunt depășite de situație? Da, acum, când spuneam că am făcut pași mici, dar importanți, mă refeream în primul rând la câteva aspecte, și anume faptul că am reușit prin discuții, prin adrese pe care le-am înaintat unităților administrative teritoriale, primarilor, să în bugetele locale să fie prevăzute fonduri pentru sterilizare. Iar acest lucru s-a întâmplat chiar în acest an, atât cu ocazia bugetului a bugetelor pe anul 2024 de la nivelul UAT-urilor, dar și în urma unor rectificări bugetare care au avut loc de-a lungul anului. Pe de o parte. Pe de altă parte, o veste foarte bună în acest domeniu vine de la nivelul municipiului Cluj-Napoca, și aici aș dori să îi mulțumesc domnului primar Emil Boc și să-l felicit pentru faptul că, iată, a răspuns pozitiv aceste inițiative, ca și la nivelul municipiului Cluj-Napoca, să existe un program coerent de sterilizare și vaccinare atât a câinilor, dar și a pisicilor, cu și fără stăpân. În momentul actual, la nivelul primăriei municipiului Cluj-Napoca, există în lucru un proiect de hotărâre de Consiliu Local, care va fi votat în ședințele următoare, care să vină să reglementeze și să legifereze local acest aspect. Deci este un pas important cu care ne mândrim atât la nivelul municipiului Cluj-Napoca, dar și la nivelul județului Cluj. Pe de altă parte, eforturile noastre continuă în perspectiva creionării bugetelor locale și a bugetului județean pentru anul 2025. Ne așteptăm ca cu ocazia votării noilor bugete anul viitor, în jurul mijlocului lunii martie, să regăsim tot mai multe unități administrative teritoriale la nivelul județului Cluj care să prevadă fonduri pentru sterilizări gratuite, astfel încât, pe de o parte, cetățenii să fie sprijiniți cu aceste proceduri care, din câte mi-a spus Ana Maria, costă în jur de 400-450 de lei sau chiar 500 de lei, deci este o sumă considerabilă pentru veniturile poate medii ale unui deținător de animale, deci este un sprijin semnificativ pe care administrațiile publice locale îl realizează. Iar în ceea ce privește Consiliul Județean,
inclusiv Ana Maria Nene și-a purtat discuții cu domnul președinte al INTIŞE, care este foarte deschis să găsim în același timp soluții și la nivelul Consiliului Județean, pe de o parte edificarea unui centru pentru animale abandonate și pe de altă parte, bineînțeles, includerea în bugetul Consiliului Județean Cluj pentru anul 2025 a unor fonduri destinate procedurilor de sterilizare pentru câinii aflați pe raza județului Cluj. Doamna Maria Forna, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția în direct. Dacă doriți să rămâneți alături de noi și doriți să interveniți, o puteți face oricând. Știu că sunteți ocupată, dar ne prind bine astfel de detalii să vedem că oamenii sunt receptivi la campaniile pe care le faceți alături de ONG-uri și de implicarea pe care o arată autoritățile județene. Cu mare drag, asta și doresc să subliniez în final, faptul că instituțiile publice în parteneriat și doar în parteneriat cu ONG-urile pot să schimbe lucrurile mai puțin plăcute din spațiul public. Și sunt convinsă că cu pași mici, dar importanți, vom asigura și în acest domeniu schimbarea pe care toată lumea o așteaptă și pe care și noi dorim să se concretizeze la nivelul județului Cluj. Aceea de a nu mai exista câini abandonați pe străzi, iar câinii cu stăpân să fie sterilizați, vaccinați, microchipați. Și mulțumesc încă o dată tuturor ONG-urilor care fac această muncă absolut onorantă și depun eforturi extraordinare, astfel încât noi să ne simțim în siguranță. Și, bineînțeles, animalele să aibă parte de cele mai bune sau cea mai bună îngrijire. Vă mulțumim tare mult și mult succes în continuare, să aveți o colaborare la fel de fructoasă și în următoarea perioadă. Mulțumesc mult! Doamna Cristina Ghibu, Federația, ce pași face în relația cu ONG-urile pentru bunăstarea animalelor? Înainte de a-ți spune pașii pe care face Federația, aș vrea să fac o paralelă, să înțelegem de ce se întâmplă toate aceste lucruri și de ce noi încercăm să găsim soluții. Și paralela aș face o cozicală românească. Cineva aruncă un bolovan în apă și 10 deștepți se chinuie să-l scoată. Cam așa suntem și noi în situația asta. Toți pașii, toate demersurile, toate colaborările, toate acțiunile le facem să scoatem bolovanul din apă, respectiv câinele nesterilizat al cetățeanului. Cetățeanul deținător de câine are niște obligații legale. Să-l microcipeze, să-l vaccineze și să-l sterilizeze. Cu alte cuvinte, vinovat este el de toată situația și de toate soluțiile pe care restul entităților trebuie să le găsească și să le implementeze. Tot ce discutăm noi, toate strategiile, toți pașii pe care vrem să-i facem, este în a veni în ajutorul lor. Pentru că ei generează niște probleme la care noi trebuie să găsim soluții și rezolvări. Iar Federația merge cu pași mici, dar încearcă să urce pe munte și să pună steagul sus, respectiv. Mergem în direcția colaborării cu instituțiile publice, astfel încât cetățeanul să fie bine informat. Mergem în direcția în care cerem instituțiilor publice responsabile, poliție, poliție locală, DSV, și aici aș pune și medicii veterinari, chiar dacă ei vin ca un ajutor. Aceste trei entități, poliția, poliția locală și DSV-ul, sunt responsabile pentru aplicarea sancțiunilor atunci când legea este încălcată. Pentru că într-o țară civilizată, orice încălcare a legii ar trebui să fie sancționată, iar ei trebuie să intervină aici. Dacă cetățeanul nu știe, dacă cetățeanul încalcă legea, dacă cetățeanul batjocorește animalele sau chiar le omoară, când vorbim despre infracțiuni, deja și dosare penale, aceste entități ar trebui să intervină. Nu că nu e treaba lor, nu că nu țin de ei, avem și discuții de genul acesta. Legea este din 2001, când poliția animalelor încă nu exista. Deci MIAI-ul trebuia să aplice aceste legi. Nu putem să dăm sau aruncăm toți saci încărcați în cârca poliției animalelor. Ei, da, vin și ei în sprijinul nostru și sunt responsabili în general de faptele penale. Următorul pas ar fi educația. Campaniile de sterilizare
prin care la fel autoritățile locale, respectiv consiliile locale, pot să subvenționeze. Adică subvenția asta înseamnă un ajutor pentru cetățean. Și cetățeanul ar trebui să înțeleagă că dacă nu respectă legea și dacă primăria nu vine în ajutorul lor, este pasibil de niște amenzi. Iar noi nu ne dorim aceste amenzi. Vrem o societate educată, vrem o societate responsabilă și vrem o societate care să respecte animalele. Nu mai departe de adevărul prin care câinele este cel mai bun prieten al omului. Și asta s-a dovedit de sute de mii de ani. Câinele îți oferă iubire necondiționată. Dar și restul animal, și de restul animalelor vorbim, de fapte penale în direcția aceasta. Mergem pe terapie, pentru că animalele sunt o bună terapie pentru copii și oamenii în vârstă și, în general, un animal prezent în familie aduce o bunăstare colectivității și, nu în ultimul rând, educația. Pentru că copilul educat de astăzi este adultul responsabil de mâine. Și asta ne dorim foarte mult. Și dacă îmi permiteți un exemplu, chiar am văzut săptămânile trecute la inundațiile devastatoare din țară, cum un bărbat care avea probleme de auz și nu avea aparat auditiv în momentul în care a venit vitura peste el în casă, a fost trezit de cățel și cățelul i-a salvat viața. Deci, în anumite cazuri, animalul e mai mult decât cel mai bun prieten al omului și, iată, te salvează de la moarte. Este un caz din cele peste 8.000 de cazuri nefericite. În Galați au murit mai mult de 8.000 de animale care au înghițit apă, legate în lanț, care au înghițit noroi. Deci este un caz la cele 8.000 nefericite. Chiar în documentare am văzut că în Ungaria se dau amenzi de 150.000 de forinți, asta înseamnă 2.000 de lei românești, pentru oamenii care își țin în lanț animalele. Această lege ar trebui aplicată și la noi pentru că ea există. Deocamdată nu există, milităm pentru a se interzice lanțul în România, dar aș vrea să nu facem acest pas mult mai repede decât ne permitem. Pentru că la acest moment, la gradul de civilizație și de respect față de animale, suntem departe de realitatea scoaterii lanțului a fi interzis lanțul. În situația în care câinii noștri sunt nemicrocipați, câinii noștri sunt nesterilizați, nu avem garduri la curți, închipuiește ce s-ar întâmpla dacă am interzice lanțul. Pentru că ar umbla liber pe străzi și ar face probabil în perechea, câinele ținut în lanț este un câine traumatizat. Pe el, când îl dezlegi din lanț, este sălbăticit. Și nu știi cum va acționa. Așa că să nu facem pasul ăsta, n-aș propune să facem pasul ăsta înainte de a fi cu doi pași înainte, cu educație și cu responsabilitate. Ana, ați făcut foarte multe campanii, am mers și noi cu voi de atâtea ori din ușă în ușă pe la oameni să le spuneți despre sterilizare, despre drepturile pe care le au în calitate de proprietari, responsabilitățile lor. Cum au fost ei receptivi? V-au primit bine? V-au închis ușa în nas? Cred că este important cum abordez de la caz la caz subiectul. De cele mai multe ori omul înțelege și dacă oferi sprijin și ajutor, acceptă să fie sterilizat animalul. Doar că implică un foarte mare efort financiar, un foarte mare efort logistic. De aia, prin strategia pe care Federația a pus-o pe masa autorităților, le-am deliniat, le-am arătat câțiva pași clari și simpli, respectiv bugetarea campaniilor și programelor de sterilizare de către UAT-uri și fiecare sterilizare să se întâmple local. Adică să fie descentralizat serviciul de sterilizare, astfel încât cetățeanul să poată să beneficieze de sterilizare gratuită și de sterilizarea efectivă să se facă cât mai aproape de ograda lui, ca el să poată să efectiv să participe și să o facă. Lumea este reticentă, dar atâta timp cât vine informația din partea unui ONG sau din partea unui ONG-ist, din partea unui activist. În schimb, dacă informarea s-ar face de către medicul de circumscripție, care are acces în fiecare gospodărie și li s-ar explica beneficiile, aparte obligațiile legale, dar beneficiile pentru sănătatea animalului și pentru siguranța animalului și siguranța celorlalți, cred că oamenii ar fi receptivi, așa că fac un apel către medicii de circă, către medicii veterinari în general, dar în special medicii de circă care lucrează în mediul rural, să informeze cetățenii despre obligativitatea sterilizării și să, acolo unde primăriile alocă bugete pentru a se steriliza, să facă și medicii un efort în a
A învățat să facă sterilizări sau, dacă nu știu, a încheiat parteneriate cu echipe de medici care știu să facă sterilizări, astfel încât, pe de-o parte, să beneficieze de banii alocați de la bugetul local, pe de altă parte, să aducă bunăstarea animalelor, fiindcă de-aia sunt medici veterinari. De-a lungul celor 7 ani de activitate, ați salvat de pe străzi peste 2000 de animale, 220 încă sunt în adăpostul vostru din Căpuș, și pentru ele și poate pentru cele care vor veni, faceți acum un sanctuar. Va fi mai mult decât un adăpost. Despre ce e vorba? Da, asta ne dorim. Ne dorim o locație care să adăpostească animalele în tranzit. Asta îmi doresc. Să adăpostească animalele în tranzit, în tranzit către casa lor, în tranzit către familia lor, să oferim un spațiu în care omul care își dorește un animal și este suficient de responsabil încât să-și asume un animal pe toată durata vieții animalului, să poată să vină și să facă alegerea corectă pentru sine și pentru animal. Astfel încât fiecare dintre animale pe care le avem în grijă să-și găsească un cămin. Cred că asta ne dorim. Ce îmi doresc eu este să ies la pensie, adică la un moment dat tot know-how-ul pe care l-am acumulat și toată experiența pe care o am, să pot să o dau mai departe, dar să nu mai fie nevoie de ea la nivelul la care este nevoie de astăzi, ci centrul pe care noi îl construim și îl facem să devină un loc de interacțiune. Un loc de interacțiune unde atât animalul se simte bine, cât și omul se simte bine, iar din relația și din cunoașterea acestor două specii să iasă ceea ce este foarte bun. Iar la evenimentul pe care l-am avut, la balul Dar din Dar, am avut oameni care au venit cu sufletul deschis și ne-au spus experiențele lor și ne-au arătat, inclusiv din punct de vedere științific, care sunt beneficiile interacțiunii om-animal. Sunt dovedite în atâtea studii, sunt dovedite în atâtea feluri, încât nu mai este urmă de îndoială că ăsta este un pas normal într-o societate sănătoasă. Să nu uităm că interacțiunea om-animal și terapia cu animale ajută foarte mult pe partea de sănătate mentală, pe partea de dezvoltare emoțională. Dezvoltarea emoțională este un lucru care începe să ne lipsească în societatea noastră, fiindcă de obicei un copil ar trebui crescut de un sat. Astăzi nu mai avem comunitățile așa cum am crescut noi. Iar aici animalele pot suplini partea de interacțiune pe care astăzi nu mai avem. De asemenea, Cluj-Napoca, mă refer la municipiu, este unul dintre cazurile fericite în care animalele aduse la centrul de ecarisaj rămân acolo până când vor fi adoptate. La noi nu se mai eutanasiază de foarte mulți ani. De ce se întâmplă asta în alte județe? Am văzut, de exemplu, de la Târgu Jiu, în orașul Târgu Jiu, un caz șocant acolo. Nu sunt fonduri, sunt spații prea mici și animale prea multe. Să-ți răspund frumos sau să-ți răspund de adevărul, să-ți spun adevărul, să pun adevărul frumos. Adevărul frumos. La Cluj este un caz fericit pentru că sunt oameni implicați, pentru că ecarisajul este ajutat foarte mult de oameni implicați. Sunt, pe lângă asociații, sunt o serie de oameni voluntari care salvează animalele pe banii lor, pe timpul lor și pe spațiul lor. De-aia lucrurile stau atât de frumos în municipiul Cluj-Napoca. Eu aș vrea să spun că locul unui câine nu este într-un adăpost, oricât ar fi el de frumos. Adăpostul nu este hotel. De scopul nu este să înmulțim câinii și să-i punem într-un adăpost, ca poate cineva să vină, și chiar dacă îi îngrijiți bine, ca poate cineva să vină să-i adopte de acolo. Rolul nostru este să ajungem la un număr atât de puțin de animale încât fiecare câine să aibă canapeaua lui. Noi spunem frumos canapea, adică este luxul de care trebuie să beneficieze fiecare animal de companie. Atâția câini trebuie să avem câte canapele avem, adică cât putem să le oferim lucruri bune și frumoase. Nu mai departe, vreau să mai punctez o chestie. Deținerea unui animal nu este obligatorie. Îl deții, ți-l asumi cu bune și cu rele, cu dresaj dacă are comportament deviant, cu mâncare bună sau cu mâncare de dietă în cazul în care are o problemă de sănătate, cu toate costurile de întreținere a lui. Nu vă bateți joc de animale doar că să le aveți și să cereți după aia ajutor să vi-l întrețină altcineva. Din experiența proprie pot să spun că un animal devine un membru al familiei. Așa ar trebui să fie însă în oricărei familii, un membru al familiei, de-am și spus canapea, adică locul lui este pe canapea lângă tine. Desigur,
atunci când ajung și ei la o vârstă venerabilă și pleacă într-o lume mai bună numai a lor acolo, e destul de dureros, la fel ca și cum ai pierde o persoană apropiată. Ce înseamnă adopție responsabilă? Pentru că am văzut foarte multe cazuri, l-am luat, hai să, după o lună, da, nu e ceea ce îmi doresc, face mizerie, trebuie să strâng după el și așa mai departe. Și aici ați venit voi în sprijinul populației pentru a înțelege ce înseamnă o campanie, o adopție responsabilă. Adopția responsabilă înseamnă să conștientizezi, să discuți, să discuți cu oameni care te pot îndruma spre a-ți alege animalul care ți se potrivește ție, timpului tău alocat, bugetului pe care vrei să-l aloci. Asta înseamnă o adopție responsabilă. În general, când se adoptă un câine de la oameni responsabili, adopția este responsabilă, că te trece printr-un circuit și printr-un interviu încât n-ai cum să te duci cu animalul fără, chiar dacă nu te-ai dus cu ideea aia, dar vei pleca bine informat și vei pleca mult mai atent față de animalul pe care îl iei în grijă. Când se întâmplă să achiziționezi de răsfăți sau din snobism un animal, se întâmplă să fie și eșecuri. Așa numim noi adopție sau deținerea unui animal responsabil. Când ți-l asumi cu bune și cu rele. Este un membru al familiei, la fel cum copilul nu-l arunci sau nu-l lași pe stradă dacă s-a răcit, la fel nici câinele nu-l arunci dacă și-a rupt un picior. Și asta vă doriți voi să faceți la centrul Trinity, să aduceți omul în mijlocul necuvântătoarelor și să interacționeze, să se descoperă, să se cunoască, să vadă ce anume îi se potrivește. Ce anume îi se potrivește și să discutăm toate aspectele, adică câinele latră, câinele are nevoie, câinele are nevoie etologice în funcție de specia respectivă pe care tu trebuie să le cunoști și să le respecti. Fiindcă doar în momentul în care este respect, poate apărea și afecțiunea și poate apărea înțelegerea și dezvoltarea unei relații unde fiecare specie se împlinește. Deci, da, asta e rolul lui Trinity, oamenii să cunoască animalele pentru ceea ce sunt și să și le asume pe termen lung, repet, pentru toată viața animalului. De obicei ei trăiesc mai puțin ca noi și la fel cum ai zis tu, în momentul în care pierzi un animal de companie, un animal cu care ai petrecut, cu care ai legat, cu care ai împărțit mâncare, viață și experiențe, este la fel de greu ca și cum ai pierde pe cineva. O persoană. O persoană, exact. Mai avem două minute din emisiune. Ați avut de curând un bal caritabil, pe lângă partea financiară, unde nu vom intra în detalii. Ce bune practici ați preluat de la cei care au venit? De exemplu, de la Hilde Tudora, ora cu și despre animale este un exemplu care poate fi replicat în toată țara, pentru ca copiii să învețe de la școală despre ce înseamnă un animal. Da. Hilde Tudora ne-a arătat clar, sau mă rog, la Ilfov ni s-a arătat clar că este așa de ușor să implementezi o oră de educație în privința interacțiunii om-animal. Adică se poate. Este doar vorba de puțină voință și de un pic de organizare, astfel încât să aducem educația în școli și la nivelul ăsta și la nivelul județului Cluj. Este simplu. Ilfov este cel mai bun exemplu că se poate și se poate implementa în orice județ. Dacă ei au putut, înseamnă că putem și noi și vrem să pășim pe urmele lor negreșit. Și ca o concluzie acestei seri, campaniile de sterilizare reprezintă cea mai sigură cale pentru abandonul puiilor. Eu aș vrea să fac un apel, apropo de acest subiect, la toate primăriile din județ și din țară, în loc să cheltuiască banii cetățenilor din taxe și impozite pe ecarisarea și adăpostirea câinilor și eutanasierea sau omorârea lor la 14 zile, acei bani pot să vină în ajutorul comunității pe care o păstoresc prin aceste subvenționări ale sterilizării. Și cu sterilizarea reducem și numărul de animale. Prin omorârea animalelor nu vom reduce niciodată numărul lor. Foarte mulțumesc pentru participarea la emisiune și pentru detalii și mult succes în continuare. Să auzim de cât mai multe campanii reușite, atât de adopție cât și de sterilizare și relația cu autoritățile din județul nostru. Mulțumim, promitem. Mulțumim, ne ținem de cuvânt. Și la mulți ani încă o dată. Mulțumim mult. La mulți ani de fapte bune. Mulțumim. Doamnelor, domnilor, am ajuns la finalul emisiunii. Vă dorim o seară frumoasă. La revedere.